să ia o atitudine, domnule, și asta. Asta e singurul mod al lui de a se revolta, de a arăta că sunt niște nenorociți ăștia de la putere. Urât, vulgar, ținând cont că nu cunoște legislația și mai urât, clar nu aș încuraja vulgaritatea. Și... ar trebui să fim și noi decenți și mai ales că nu era vorba de un copil, era vorba de un adult, clar trebuia să fie responsabil și să-și asume la rândul lui. E părerea fiecăruia, deci fiecare își manifestă apartenența politică sau știu gândurile într-un anume fel. E un băiat îndrăzneț, așa, căruia i s-a făcut o mare de, mare de drept. Nu sunt de acord să meargă pe străzile României și nici într-o țară de-asta din lume, pentru că sunt copii mici care noi credem mici, dar nu știu ce înseamnă și așa. Deci e părerea lui personală, poate să facă ce vrea, dar în alt mod. Nu putea să găsească altceva. Putea să găsească alte inițiale sau alte. Nu știu dacă a făcut bine, dar după părerea mea nu. Nu, pentru că are altă semnificație la prima vedere. E alegerea lui. Mai mult de atât ce puteți să spuneți, doar alegerea lui. Dacă el consideră că asta este ceea ce trebuie să facă, este fix alegerea lui. Fiecare are dreptul să facă ceea ce simte și ce vrea, nu? E treaba lui, adică omul a venit din altă parte, ba a fost legal, ba n-a fost legal, nu. Mi se pare de prost gust să-ți faci așa o declarație politică sub forma asta. Probabil că e mai bună pentru dormitor. Mi s-a părut o idee interesantă și nu sunt de acord cu ce au făcut polițiștii. Adică nu consider că a fost ok și, nu știu, cred că merită să circule în continuare, că este legal. Nu trebuia luat permisul, că poate aia e pâinea la copii. Mă rog, că unii, dacă ți-a carnetul, nu mănânci mâine. Nu e ca la noi să avem un serviciu stabil fără... Mă rog, n-a făcut bine. Foarte bine a reacționat poliția. Sunt perfect de acord cu poliția română. Omul are tot dreptul, plus că a fost înmatriculat pe... Suedia. Și care este treaba la noi țară? La început nu trebuia să-i dea drumul să intre în România, să rep. Sau trebuia să caute o formă de... Nu știu cum să spun. Cred că la intrarea în țară era bine de rezolvat problema. Poliția are... acționat la îndemnul altcuiva, n-a fost de bunăvoie. N-au avut de ales. Nu e ok ce s-a întâmplat, dar n-au avut de ales. Păi da, era normal să-i facă treaba asta, că așa este la noi, dar bine, de ce să-i facă așa? Nu trebuia. Trebuia să-l lase omul în pace, să-și facă părerea, să-și spună. Foarte bine a făcut. E cumva e împărțită vina. Ar fi putut să schimbe plăcuțele, știind situația din România. Dar... fiecare cu deciziile lui. Trebuia sancționat mult mai grav. Pentru că nu mi se pare normal și firește să... este într-adevăr libertate și ai dreptul la cuvânt, dar nu în așa fel. Nici nu înțeleg cum a intrat în țară dacă a intrat cu plăcuțele respective. Cred că ar trebui să fie o problemă acolo sau ar trebui să fie sesizat. Băi, n-ai voie să folosești pe teritoriul României plăcuțele alea, dar cred că a fost cumva... o reacție de moment, să-i spunem, din partea autorităților, care totuși, na, există și o influență politică asupra lor, oricât am crede noi că nu e. E stat de drept, adică și în orice stat din lume, probabil că în Germania, în Grecia, probabil că avea niște consecințe mult mai grave decât aici, adică aia sunt mai duri ca noi. Dacă în Suedia era legală, trebuia să știi legislația României, pentru că era de cetățenie român. E un fapt penal. A reacționat bine poliția? Nu știu cum a reacționat poliția, dar a încălcat o lege. O lege care e clară pentru toți, indiferent de culoarea politică. Hai, să fim serioși.